Cea mai nouă operă a scriitorului pudnean Ioan Telazăr a fost adusă publicului sucevean la Biblioteca Bucovinei Ighes Biera. Călători în timp a fost lansată și propusă pentru lectură de prieteni și apropiați ai autorului. Cartea se referă la spațiul bucovinean, în primul rând la cel din zona Putnei și e o încercare de demonografie a Bucovinei din, putem spune, toate timpurile, pentru că autorul, chiar că își face o călătorie în timp împreună cu personajele sale, fiecare dintre cele 12 capitole este precedat de un motto semnificativ cu legătură cu conținutul respectivului capitol. Întâlnim în fiecare din aceste capitole felii din viața oamenilor din Bucovina, personaje diverse pe care autorul ni le prezintă într-o lumină originală, într-o viziune proprie. Eu am adunat-o când am fost să trag linie și să socotesc ca un uriaș hohot de râs. Iar pe făptașul acestei cărți l-am socotit în buna de rudenie cu un Nichifor Coțcariu al secolului nostru. Ca să nu uite că îi sunt naș, și nu orice fel de naș, un naș umorist, am să-i adresez câteva cuvinte în versuri dedicate în mod special pentru evenimentul de astăzi. Cărți, lansare, postul mare. Iată că și eu iau parte azi la încă o lansare, la nu știu câta carte, dar de ce în postul mare? Unii spun că autoriu o făcut în post lansarii, fiindcă el, auditoriu, îi oprit de la gustare. Dar eu fac recomandarii autorului meu fin. Ori nu faci în post lansare, ori dai dezlegări la vin. Amin. În prezența invitaților, Ioan Telazăr și-a motivat nevoia editării romanului prin faptul că avem datoria morală să rezistăm în fața Europei prin cultură și educație. În ce privește călătorii prin timp, vreau să vă spun că este un început de răbufnire care n-am putut să o liniștesc împotriva Uniunii Europene. Dragii mei prieteni, multe imperii am acceptat, pe multe imperii, pentru multe am înghițit, pe multe le-am blestemat, uitându-mă ba spre est, ba spre vest, dar ideea este că Uniunea Europeană de departe face cel mai rău lucru care se poate face un popor, și mă refer la poporul nostru, fiindcă dacă turcii ne-au lăsat să fim și ortodoxi și să ne vedem și de cărturării și de tradiție și obiceiuri, dacă rușii ne-au lăsat și ei să ne dezvoltăm ca români și ca spirit mai departe, ei, vreau să vă spun că Uniunea Europeană, care este gândită de Occidentul ăsta arit și fără de cultură, ne distruge, ne deznaționalizează și ne sacrifică tot ce înseamnă valoare și dorință de a face ceva.